Oameni buni, bine v-am găsit la episodul 25 din City Skylines. Oh my god, și aici traficul enorm de mare. Bă, oamenii ăștia vor să vină în orașul lui Colpir, dar păcat că Colpir nu se descurcă cu traficul cum ar fi trebuit să se descurce. Vreau să fac ceva pentru începutul episodului. Stai, ce? Ah, probleme cu gunoiul. Ok, cu gunoiul nu prea am pus nimic aici. Și cred că am să pun una de asta. Incinerator de gunoi. Cum să-l punem? Punem așa, relativ pe aici. Acolo e prea aproape de oraș. Nu, hai să-l punem aici. Bine. Chiar dacă s-o supăra băieții, aici unde era ferma și toate alea, nu știu dacă o să afecteze negativ, dar important e că avem una de asta și o să ocupe de gunoiul de aici și poate și din oraș. Sper. I don't know. Vreau să fac o schemă aici, că m-am gândit eu că... După cum vedeți, demand-ul pentru industrie este extrem de mare și vrea lumea industrie. Și mă gândesc să mai măresc industria aici, cu fabrici de-astea normale. Dar, nu-mi place asta. Vreau să o distrug toată. Oh my god, poate o să regret extrem de tare. Mamă, cum zboară mașinile mele. E ok. Fiți atenți, oameni buni. Urmează acum o schemă schemoasă și să sperăm că o să-mi și iasă. Foarte important. Băi, nebunil de-astea le face numai Colpir. Bine, avem și bani și ne permitem, asta e șmecheria, că dacă n-am avea bani... O, uite, săracele mașini. Asta merge un screenshot pentru chestia asta. Oh my god! Ia uite-le, mă! Da, trebuie să facem un screenshot neapărat. F12. Bun, gata, mulțumesc. Bun. Așa, probabil ziceți acum: bă, Colpir, ești nebun, ce faci, bă, drace, bă. Băi, băieților, bă, bă, băieților, bă, bă, fiți atenți, n-aveți încredere voi în Colpir. Aha, that's right, motherfucker. Trebuie să mai distrugem chestii. Mai distrugem asta cu asta. Asta cu asta. Și pe aici văd că mai sunt probleme. Aha. Dar dacă stau să mă gândesc, mai bine așa ar fi aici, nu? Mă gândesc că chestia asta o să rezolve multe probleme. Avem nuclear power plant-ul ăla cam aiurea poziționat. That's right. Păi unde să-l punem? În cap aici? Uite că în cap, perfect. Așa, hai să încercăm să-l punem, că e foarte, foarte important. Ne uităm la distanță. Și ce mai este aici? Așa, important. Mai este ceva important? Bă, nu pare. Știu că o să distrug acum multe chestii, dar e ok. Să sperăm că nu distrugem tot orașul, asta e ideea. Oh my god, dacă dau play acum la joc, e caput. Bă, pune-te, mă, ca lumea. De ce? A, e linia de tren, probabil, de asta. Da. A, da. Urâțel aici cu linia asta de tren. Hă? Am văzut un loc bunișor. A, că se uită aici, dacă poate să pună... Dar nu-mi place mie. Uite, eu mă uit așa pe sub ăsta și... uite, nu deranjează cu nimic ca trenul. Și după cum vedeți, este lungă, înaltă. Pentru că vreau să fie înaltă, să modific eu niște chestii. Cam așa de înaltă vreau. Ok. Păcat. Dar tot trebuie să o fac eu cumva să intre. Dar nu-mi dau seama unde e greșeala cea mai mare. Îți zic eu, acolo la tren. Asta e șmecheria. Bun. Păi, oameni buni, hai că pun o pauză, că presimt eu că o să dureze destul de mult, că tot timpul durează mult chestiile astea. Și am să revin cu voi când am pus chestia asta și vedem ce mai facem, nu? Bun, bun, bun. Am reușit să-l placez. Și am mai distrus puțin din autostradă.
Ideea este că acest pod ar trebui eliminat, că aș vrea să văd cum funcționează doar chestia asta. Și chiar asta o să facem. Mamă, deci... Nici nu vreau să știu, poate pică tot orașul pentru chestia asta. Dar o să vedem noi cum funcționează, bun. Și acum... Acum o să luăm de astea și o să încercăm să le conectăm. Dar e foarte important să distrugi puțin cât mai tare din spate ca să vină curbat și să urce ca lumea aici pe rampa asta. De exemplu, ăsta e în direcția aia. Înseamnă că trebuie să pornim de aici și hai să fie curbat. Începem cu ceva ușor, da? Bine. Lăsăm așa să fie curbat până aici și de aici vreau să fie curbat așa. Perfect. Ăsta arată bine. E decent. Nu, chiar e bine, chiar e bine. Așa. Și aici să zicem că vrem... Cam până unde am lăsat? Așa. Și e ok? E ok, e bine. Acum ridicăm puțin. Și o să vrem... A, aici vine o mică problemă. A, e, e. Așa. Și de aici cu ultima și dă o măsă. Nu. 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 Vezi? Oh my god. Așa. Nu e bine. Nu e bine. Dar dacă las așa și de aici aduc. De aici aici? Ah, altă viață. Altă viață, mă, băiete, mă. Așa, dar trebuie să dăm upgrade. Să fie în direcția corespunzătoare, da? Mhm. Bun. Partea asta e ok. Superb. Pentru că eu o să vreau să mai trag niște linii din oraș, din acest rond care arată incredibil și cred că o să fie bine. Oh my god. Câte mașini. Asta o să fie thumbnail-ul. Asta e viața. Asta e viața. Arată prea fain. E ok. Viața merge în continuare. E bine. Aici o să fie o problemă. Da, nu neapărat. Uite, putem să dărâmăm de aici aici și să ducem să ducem drept. Ar fi trebuit să se ducă într-un rond aici, știi? Cred că ar arăta mai... ar fi mai bine. Dar hai să vedem. Two step, eh? Uite, aici intră și acolo intră. Dar ar fi trebuit un rond aici, așa că o să trebuiască să mutăm toată asta. Nu o facem acum. Nu o fac cu voi pentru că e mult de muncă. Aha. Și de aici ziceți voi că... trebuie așa ceva mai curbat. Prea curbat. Eu cred că se poate uni direct. Nice. Very nice. Și de aici... poate uni direct. Bă, era bine rău. Se poate. Bun, este puțin mai crăcănat aici. Poate putem să modificăm. Ia să vedem dacă putem să modificăm. Crăcănilă, dă-te bă de aici, bă. Uite că am reușit. Acum asta e mai crăcănată. Nu contează, lasă așa că e ok. Oh my god, de ce am dat play? Ok, bun. Oameni buni, o să încerc să mut rondul ăsta undeva aici, să fie mai ok. Și o să încerc să conectez și cu rondul ăsta și să vedem ce se întâmplă. Sunt foarte curios, I'm very excited. Ce se mai întâmplă prin oraș? Nimic, nu s-a construit nimic, avem demand-ul foarte mare pentru industrie. O să încercăm să punem și industrie pe acolo ca să fie totul bine și frumos, da? Bun. Acum, Vulpir, Doamne ajută să faci ceva bine aici. Ok, ok, o dura ceva. Au, am și amorțit, frate, să-mi bat piciorul. Ce bună e cafeaua. Bun. Am făcut rondurile astea din autostradă. Poate vă întrebați de ce. Pentru că, în primul rând, da, nu o să fie semafoare. În al doilea rând, au o viteză mai mare. În al treilea rând, au și mai multe linii. Au trei. Și pe un drum cu sens, și au și sens unic, ceea ce e bine. Și ceva de genul arată rondul ăsta. Și chestiile astea spuse doar suplimentar ca să pot să fac cercul ca lumea. Și acum le scoatem. Aici am distrus foarte, foarte multe chestii. Am mutat și metroul undeva la...
Era aici metroul și am făcut așa o curbă și trebuie să mai lucrăm aici puțin, dar e ok. Și vreau să... Nu, v-am zis că vreau să fac ceva să fie mult mai bine. Și astăzi este momentul. Astăzi este momentul să facem trafic. Nici n-am mai dat play, bineînțeles că mi-a fost frică. Dar urmează acum să dăm play și de-abia aștept, sincer, să văd dezastru care o să distrugă orașul. Aici mi se pare că sunt prea apropiate aceste locuri. Da. Districtul cu or aici îl avem. O să fie distrus grav. Bun, deci lăsăm așa. De aici continuăm tot așa cu una de asta mare. Mulțumesc. Și o să continuăm... Ah, mai avem un rond, corect. Rondul ăla de în... Și ăsta ar fi ca lumea să-l facem autostradă. Oare putem? Ia să ne uităm o secundă, dacă îi dăm upgrade. Cred că da, se poate. Hai să-i dăm. Invers. Bă, invers. Așa. Și ăsta se poate să fie autostradă, dar cu toate că la el nu prea avem probleme. Să ne uităm cu grijă la linii după. Putem să dăm upgrade și la pod să fie autostradă, dacă stai să te gândești. Ce tare. Bun, deci merge așa, intră în industrie, iese în industrie, intră în oraș, iese din oraș. Așa, aici iarăși. Aici intră și aici iese. I think it's good, very, very good. Și putem să dăm upgrade și la asta până la urmă. Să fie, de ce invers? What? You can't? Nu poți, frate, aia. Bine de știut, am încercat. Dar cred că e direcția cealaltă, băiatul meu. Așa, bine, băiatul meu, bravo. Și acum am dat upgrade la asta. Asta am uitat de el. Bă, cum să uiți, frate? Deci, stai. Vii în oraș, intri și ieși. Nu! Deci intri și acum invers. Așa, bă! Ce? Bă, de-abia aștept să dau play. Dar mai trebuie să facem câteva chestii. Să dăm upgrade la road-urile astea principale. Cu 6 lane-uri, da? Bun. Chiar dacă distrugem industria, o să fie bine. O să fie bine totul la timpul lor, da? Bine. Așa și de aici să... conectăm. Pentru că drumurile astea, gen ăsta, ăsta și ăsta, vreau să fie de 6 lane-uri și după să se divizeze în mai puține lane-uri. Ăsta e puțin cam awkward poziționat. Dar asta nu înseamnă că să ne împiedice. Pentru că oricum să facem ceva de genul ăsta, industria. Putem să conectăm aici? Chiar e o idee bună? Posibil. Posibil, de ce să nu fie? Dar nu vreau aici, fix aici, aia. Vreau să fie drept dacă tot se conectează. Aici pare drept. Nu știu dacă e o idee așa de strălucită ce am făcut eu aici, dar... Hai să dăm play, cred că suntem ok și hai să vedem ce probleme intervin. Dacă intervin foarte, foarte mari probleme, rezolvăm. Ia uitați, bă, cum este... curentul aici, cred. Ăsta nu o să aibă curent, dacă... acum o să aibă din oraș. Ok, ăla era dinainte, bine. Ce probleme aveți voi? Stai că nu te distrug acum. Not enough customers. O să aducem oameni aici, dar de acum în episodul viitor, cred. Sau nu știu, vedem. Bă, dar totuși nu au plecat foarte mulți oameni din oraș. Încă suntem pe pozitiv, nu știu cum, dar încă suntem pe pozitiv și avem și viteza 3 la joc. Opa, ceva o problemă aici. Eram sigur. Trebuie să rezolvăm problemele. Dar nu-mi dau seama care e problema. Stai puțin. Mie mi se pare că totul e ok aici. Deci intră pe aici, iese pe aici. Este conectat, moșule. De ce mi-arăți asta? I think I know it. E de aici. E de aici, oameni buni. Unde-i metrou meu frumos? Scoatem asta. Nu știam de la ce-i, frate. Bun, las că mai modificăm noi la metrou, dar sunt curios cum merge treaba aici cu industria.
Dar au scăzut industria, că am distrus industrie? Cum vine asta? Băi, dar traficul, eu zic că e much better. Puțin mai bine, sincer să vă spun. Ce faceți? Bine, până își dă drumul traficul, o să mai dureze ceva timp. Aici nu știu dacă v-am arătat, am conectat aici una, aici una, aici una. Eu zic că arată bine. Bine, aici sunt semafoare într-adevăr, dar... who cares, I guess. Super. Ar trebui să fie mult mai bine, dar mă bucur că am adăugat asta, să știți că o să fie bine. Și încape trenul pe aici? Sper că încape. Băi, deja e aglomerat. Dar am zis că vreau să mai dau niște rampe. Cumva să le mai adaug prin oraș, știi ce zic? Dar e riscant și asta, știi? Dar e bine că acum poate să vină prin toate direcțiile. Ia să ne uităm o secundă la trafic. Oh, shit. Sincer, cred că încă tot e mai bine decât cum era înainte. Văd că ăștia stau foarte, foarte blocați aici. Nu sunt... e din cauza că e trafic aici, de asta. Că de altfel n-ar mai sta blocați acolo. Uite, mă, că nu mai avem deloc nevoie de industrie. Și eu tocmai voiam să pregătesc aici un layout să arate bine. Dar probabil nu o să mai facem acum chestia asta. E ciudat că iarăși suntem în momentul ăla de joc în care nimica nu se mai vrea. Iarăși totul e simplu. Dar totuși, pentru că vreau să dau niște mici, mari upgrade-uri, vreau să pun aici câteva chestii. Să punem un parc mai micuț. Asta nu e micuț, e cam măricel, dar e ok. Punem un parc. Vreau să văd cum își dau upgrade băieții mei. Băieții grei. Așa, și mai punem unul și... Dacă mă lasă... Ia, parcă am văzut verde. Bun. Să vedem cum crește leisure-ul. Așa, așa, vreau să vă văd pe high. Să văd construcții frumoase aici. Ce aici, că... Aici n-am văzut nimic. Ce e asta? Basketball court. E, sigur, frate, de ce nu? Să punem și un basketball court. Așa, să fie frumos aici la mine. Ia. O clinică? Atâta, este o clinică pe aici. Până la urmă ar trebui să punem un spital, dacă stau să mă gândesc. Una de asta nu este deloc, bă, de incinerat, oameni. Păi punem una aici. Și o să mai punem una și aici. Să fiu eu sigur că o să fiu bine pe restul vieții. Băi, e mai ok traficul. Degeaba ziceți voi, e chiar decent. Nu? Bine. Băi, vin mulți oameni în oraș. Asta e viața. Asta e viața și mustața. Ăsta oricum arată bine. Arată fancy. Și urmează să punem un cargo train station undeva pe aici. Dacă extindem industria asta puțin mai pe partea asta, va trebui să... districtul ăsta. Ia să ne uităm așa. Deci asta toată industria mea. Încercăm să o mutăm pe toată așa? Ce o să facem? Foarte bun, foarte bune întrebări, băi, colpire, bă. Dar și puține răspunsuri. E tristuț că nu se construiește nimic aici și eu voiam să fie ca lumea. Dar e ok. Avem aici un district. Aha, vreau să-l măresc. Stai? Să fie ca lumea. Bun. Măresc, dar nu se vrea nimic ca momentan. Bă, acum pierdem oameni. De-abia acum pierdem niște oameni. O să cumpărăm acest locușor. Zicea cineva că... Dacă aș muta astea, le-aș lua pe toate și le-aș muta aici. Poate aș scăpa de apa asta. Oricum, ea s-a mai dus în timp, dacă v-ați uitat. Adică era negru ăsta din apă, cam până aici, pe undeva. Și cu timpul s-a dus. Ceea ce e bine. E chiar foarte, foarte bine. Cum o ducem, frate, cu școlile? Slăbuț. Și cu facultatea o ducem nașpa. Very nice. Ba nu. Ba da. Să mai punem o facultate, oameni buni, pentru că vreau să am niște oameni deștepți aici, nu? Nu prostuți. Deștepți. Să fie mândri părinții lor de ei. Să punem chiar aici. Ar ocupa? Yes, baby, yes! Bring me the facultate! Mă, ce frumoasă e. De-ar arăta așa și facultatea mea. Uite, vezi, are parking lot, are tot frumos. Mamă, câți oameni pierdem, nu știu de ce pierdem atâția oameni. Dar e ok. De ce pierdem atâția oameni, știți?
Bune întrebări, bune întrebări. Mă gândesc să dau drumul astea dacă o să avem probleme vreodată cu gunoiul, le dau drumul și o să funcționeze extraordinar de bine. Așa, bun. O să facem aici o șmecherie și o să punem așa. Pe lângă acest cargo train station care o să vină undeva pe aici, vreau să pun și celălalt cu harbor-ul. Dacă mi-ncape, stai puțin, că asta e o întrebare foarte bună, pentru că, uitați, nu ne lasă să-l punem aici. Ar trebui să-l punem... very nice. Aici cred că e debitul cam aiurea și greu de venit cu... Da, înseamnă că o să trebuiască să-l punem aici pe ăsta. L-aș pune acum, dar mai degrabă las pentru episodul viitor. Când o să ne ocupăm cu chestiile astea, cel mai bine ar fi. Bă, eu văd că e destul de bine aici. Nu sunt probleme. Mă uit la asta, că tot voiam să mă uit. 13 oameni, pe bune, doar atâta. 73 aici, ok. Și la ăsta? Câți? La ăsta câți? 13. Dar trenurile merg. Asta e important, că se descurcă. Aici vin oameni. Aici sunt turiști, super. Vreau să văd dacă am mai deblocat ceva nou. Băi, vreți să punem Statuia Libertății? Voi vreți, dar eu aș vrea să pun asta. Asta dacă aș putea să o pun în mijloc, man. Dar de ce nu se poate pune în mijloc? Că trebuie să ai un drum în pana mea. Asta îmi trebuie mie un drum acum. Îmi trebuie mie drumuri. Avem și mall-ul ăsta, am uitat de el. Deci chestia asta... E un office, un space office, care, nu știu practic ce e, un space office. Zice că această construcție este mândria orașului, ar putea fi mândria orașului. Și într-adevăr ar putea fi mândria orașului dacă ați ști cât de mare este incredibil. Bă, uite, am primit asta nu cred că o aveam. Fântâna vieții și morții. Unde mor oamenii cel mai des? Pe aici, să zicem. Să mai adăugăm o fântână a vieții și morții. Trebuie să adăugăm de astea. Aici e high, e very high. Punem aici. Și o să mai punem oameni, bineînțeles. Vreau să... Dar fac e că nu se vrea, nu se vor oameni. Și de asta mă gândeam că dacă o să avem mai multe... locuri turistice, o să vină și mai mulți oameni. Dar aparent mi-au cerut doar office-uri și chestii de astea care... Nu că n-aș vrea, dar... Tot nu mă interesează așa tare. Eu vreau să-mi ceară oameni, frate, să facem o populație mai mare. Eu nu înțeleg de ce pierdem așa mulți oameni. Că nu prea am distrus case. Știi ce zic? Și totul este ok, zic eu. Din punct de vedere al curentului este bombă, apa, așa. Gunoiul, suntem pe verde, rare ori se mai întâmplă asta. Educația e puțin cam slabă la școli elementare. Nu putea să modificăm chestiile astea. Sănătatea e bună, happiness-ul e ok. Nivelele, asta nu prea știu. Unde ne arată ce nivel au anumite construcții. Vântul e foarte bun. Că asta ne interesează pe noi, ce să zicem. Criminalii, suntem pe roșu? Well, da, avem crim, astea, șansa de a face cineva o crimă este destul de slabă. Hai, acum la sfârșit de episod vreau să mai modific aici o chestie. Să mai punem niște stații de autobuz. Putem să începem o stație de autobuz de oriunde, din câte mi-amintesc eu. Bun. Păi hai să zicem că vreau să fac una aici, care să meargă prin oraș, prin locușorul ăsta frumos, da? Bun. Ca să se oprească aici. Nu, vreau să se oprească așa. Asta mă costă bani. Că știu că multă lume zice, bă, Colpir, mai pune transport, că contează foarte mult. Și da, știu că contează. Aveți foarte mare dreptate, sunt foarte de acord cu voi. Dar... e și enervant să faci transportul ăsta, dacă vă uitați. O secundă. Unde trebuia să încheiem? Aici, nu? Am încheiat aici puțin transportul.
Putem să mai facem de aici, de undeva, că nu prea avem. Oh, dar chiar n-avem aici, what? Ok, păi începem, hai. De aici o linie. Vreau să fie mai ok. Adică, gen, așa scap de trafic, practic, you know? You know what I'm saying? Deci de aici am început. Hai, una aici, stop. Un stop line aici. Unul aici. Aici. Mă întreb dacă poate să meargă și pe autostradă. Cred că poate să meargă și pe autostradă. Cred. Nu sunt 100%, man. Don't be silly. Așa. Facem una prin oraș. Asta e o stație prin oraș. Mm-hmm. Și aici se oprește? Bine. Am făcut una care se oprească prin oraș, pe partea asta de oraș. Pe partea asta avem doar aici, din păcate nu avem și pe aici. Ceea ce e tristuț. Putem să facem una mai diferit. Așa, am început să le înțeleg mai bine, ceea ce e ok. Nu prea îmi dau seama acum că sunt linii peste linii, dar am început să le înțeleg cât de cât. Că putem să punem una direct aici, frate, că ne interesează. Așa. Putem să punem una spre oraș aici? Mamă, ăsta cred că te duci în autobuzul ăsta, nu te mai întorci înapoi, frate. La cât de mare l-am făcut. Ok, și vreau să-l închid acum. Ok. Da, e dubios cu... Oh, uite, încă se vor industrie. Bine, în episodul viitor o să punem industrie foarte mult aici. Și am să vreau să modific niște chestii, pentru că avem și generic industry și vreau să pun generic industry într-o parte și vreau să fac locul ăsta mai frumos, să-l completez și încetul cu încetul să facem și aici, bla, bla, bla. Dar mai întâi vreau să fac aici, în episodul viitor vreau să fie ca lumea. Cred că o să vin direct cu un road layout ca să nu vă mai arăt cum fac și alea și sau poate o să vă arăt puțin, nu știu, mă mai gândesc. Încep să vin oameni în oraș și încep să facem bani. Am consumat ceva bani ultima dată, dar e bine. E totul bine și frumos. Oameni buni, vă mulțumesc din nou că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi și dacă v-a plăcut această nebunie pe care am făcut-o aici, care nu știu dacă ne-a ajutat foarte mult, să-mi ziceți părerile voastre și ne vedem data viitoare cu un nou episod din City Skylines. La revedere, oameni buni!